de cetățenii europeni libera circulație, în special spre Marea Britanie. Vedem că dinspre Marea Britanie vin aceste curente. Iată, să fie și politicile duse de-a lungul ultimilor ani consecință a acestor atitudini europene? Sigur că da, pentru că a circulat mult, da, și puteți să vă faceți o părere și vis-a-vis de cum sunt priviți românii acolo, românii care merg să muncească, să spunem, trebuie să disipăm un pic apele și să discernem un pic și să fim foarte raționali atunci când ne referim la toți cei care lucrează în afară. Atenție, dacă 90% sau 95% din românii care lucrează afară sunt foarte bine primiți, sunt extraordinar de bine apreciați, pentru că, ascultați-mă, eu am fost în mijlocul lor. Eu am fost la societăți care lucrează, am prieteni mari, patroni. Sunt buni muncitori, sigur că da, care au angajat foarte mulți români și stau cu ei de vorbă, să nu credeți dumneavoastră că nu îi întreb cum se descurcă cu românii și sunt foarte mulțumiți de ei. Sigur, există acea clasă sau acea parte de 5% care nu se duc decât cu intenția de a fura, de a înșela, de a păcăli sau de a tâlhări. Sau de a cerși unii. Sau știm că de a sunt cerși și cea mai mare. Sigur, această clasă care se duce acolo la cerșit, la furat, la tâlhărit, clasă care nu i-a plăcut munca niciodată și nici aici, nici acolo, pentru că nu i-a plăcut munca aici. Trebuie să fiți convins că nu i-a plăcea nici acolo. Ne-a dus în derizoriu și de aia, cel puțin în Marea Britanie, avem o imagine extraordinar de urâtă, pentru că britanicii ne bagă în aceeași oală cu acești nenorociți de 5%, acești cerșători ordinari și nesimțiți care ne-au făcut de râs în toată Europa. Asta e termenul, eu nu pot să-l spun altfel, pentru că din cauza lor sunt români de bon ton care sunt foarte prost primiți acolo. Sau când te duci, de exemplu, mi s-a întâmplat chiar mie personal să ajung la un hotel și să nu ne cazeze doar pentru faptul că erau români. Și după ce ne-am așezat la o masă să bem o cafea și ospătărița care era româncă din București, stând cu noi de vorbă, a aflat că lucrăm prin justiția din România și a spus patronul, i-a venit și a cerut scuze la noi și după aceea ne-a rugat frumos să o iertăm, dar că are locuri libere și ne poate caza. Asta ca telespectatorii dumneavoastră să poată să-și formeze o imagine cam pe unde s-a ajuns cu acest cerșetor. Cum puteți cu lua dumneavoastră atitudine și atunci, ca parlamentar și vis-a-vis de acest flagel? Pentru că oamenii așteaptă, iată, spun oamenii, pe lângă faptul, încerc scuze că vă întrerup, pe lângă faptul spun că vor să vină copiii din nou acasă și nepoții, dar vor să poată să și lucreze acolo fără să fie, să spunem, ștambilați cu anumite etichete. Vă rog, maestre. Nu știu, eu cred că trebuie făcută ca parlamentar priviți, da, acum, vă rog, pentru că oamenii așteptă de a lua o atitudine înainte de alegeri. Eu trebuie luată atitudine atât din partea organelor românești, cât și din partea organelor străine în ceea ce înseamnă cerșătorii, hoții, derbedei, vagabonții. Ei pun la avion, îi trimit apoi și după aia ei... Pentru că nu există nicio măsură, dar ar putea fi implementată chiar dacă există o liberă circulație, adică nu te duci tu și faci ce vrei și cum îți cântă guanga, pune scântăție guanga prin lumea adică asta. Adică te-a prins că încalci legea. Ai încălcat legea și te-ai dus la pușcărie. Ai acolo, o, nu știu, o pauză, să spun cel puțin. Îți impun o pauză de 15 ani și nu mai ai voie să intri în acea țară. Foarte bine. Sigur că da, și atunci categoric că oamenii se vor liniști și nu se vor mai duce cu ideea, mă duc acolo, dau un tun, fur sau sparg o locuință sau... Atenție, când au ajuns românii în Norvegia, în Olanda sau în Danemarca, acei oameni n-aveau inoculată ideea de a-și închide locuințele. Adică, sincer, am stat de vorbă cu cetățenul olandez care îmi spunea, domnule, până să ne ajungă românii la noi, nu și închidea nimeni locuințele. De 2 ani sau de 3 ani de zile ne-au învățat să ne închidem casele, pentru că nu mai îndrăznim să le lăsăm deschise. Și atunci eu le-am pus întrebarea, bine, dar sunt oameni care vin cu contracte de muncă, care lucrează în agricultură. Și nu, domnule, noi nu la aia ne referim, noi ne referim la aia că îmbrăcați nu știu cum, cu toate culorile care stau prin fața cărciumilor și cerșe sau magazinelor. Sigur că am realizat despre ce e vorba și atunci, indiferent ce s-ar întâmpla, de asta vă spun, trebuie luată atitudine împotriva oamenilor care ca parlamentar denaturează această imagine a țării. Deci vă întreb, pentru că ca viitor parlamentar trebuie să aveți o atitudine. Două teze aș avea de dezvoltat vă uitați pe cetățeni în această ipoteză. Le propuneți. Unu, aș dezavoa toți cetățenii care se află în Parlamentul European sau în Parlamentul Românesc, pot să numească el Laszlo Tokes sau cum să o numi, și aș lua atitudine și l-aș pedepsi. Aș introduce în lege că atunci când denigrezi țara ta peste hotare sau când țara care te-a trimis acolo, să-ți pierzi cetățenia și calitatea, sigur că da, să nu mai poți candida sau să reprezinți această țară niciodată într-un for european. Și doi,
aș promova o lege care să interzică cu desăvârșire accesul peste limitele granițelor țării acelora care cu intenție au săvârșit infracțiuni de gen târhărie, furt, viol. Și care sunt puși la avion și aduși în țară înapoi. Sigur că da, pentru că, atenție, pot să se întâmple, Doamne ferește, să fie cineva condamnat că fără voia lui a dat cu mașina peste un pieton. Sau, Doamne ferește, a făcut un accident. Adică nu trebuie să băgăm pe toată lumea în aceeași oală. Dar pentru care sunt organizați în acțiuni de genul ăsta denigratoare pentru țară. Sigur că da, pentru traficanții de persoane, pentru... Exact. Nu se poate. Adică trebuie luat o atitudine pentru că fenomenul a scăpat de sub control și eu vă spun că lucrez în arcul justiției din România și atunci eu vă spun că acest fenomen este aproape scăpat de sub control. România a importat ce a fost mai urât din vest, adică traficul de persoane, traficul de droguri și sincer, stând de vorbă cu polițiștii de la DICOT, într-o după-amiază am fost atât de profund marcat încât nu pot să cred că în România există atâția consumatori de droguri. Deci nu se poate, fenomenul a luat o amploare atât de mare și trag un semnal de alarmă și în primul rând părinților care au copii, exact, în general la nivelul liceelor, aici pentru că de aici se începe. Pornește. Deci atenție să-i supravegheze în fiecare zi, să le studieze comportamentul, pentru că acest flagel trebuie stopat din fașă, el nu mai poate fi stopat dacă se ajunge la dependență. Și când se ajunge la dependență, sigur că urmează și moartea sau îmbolnăviri grave ale acestor copii care devin dependenți consumatori de droguri de la o vârstă foarte fragedă. Da, ați văzut că în statele civilizate sunt legi care sunt pedepsite foarte drastic, chiar până la pedepsa capitală. Vă rog, continuați. Da, sunt anumite state care au pentru consumul, deci nu numai pentru consum, pentru deținere, trafic sau consum, pedepsa este capitală, pentru că ei au înțeles că trebuie să-și protejeze acești cetățeni ai lor de acest flagel mortal. Este exact cum ai consuma, să zic așa, pe înțelesul privitorilor dumneavoastră verde de Paris, da, în fiecare zi câte puțin și, bineînțeles, că ți-ai infectat corpul și la un moment dat ai muri. Este același lucru și cu consumul de droguri, pentru că nu există altă soluție. Deci se ajunge la un deces prematur. Deci nu există cum. Da, să zicem că fumatul impietează sau strică sănătatea într-o oarecare măsură, dar consumul de droguri există o singură finalitate. Un capăt de linie. O moarte prematură. Și atunci de asta trag un semnal de alarmă și părinții care au copii la liceu, indiferent că sunt în mediul rural sau urban, să-și verifice cu atenție, pentru că ăsta este punctul de plecare, liceul. Atenție! Să-și verifice cu atenție copiii și să ia măsuri și să informeze organele de poliție în condițiile în care copiii le transmit că cineva a încercat să le vândă droguri sau că ei însuși au încercat să consume această nenorocire nocivă a secolului 21 care se numește drog. De asemenea, aș mai vrea să vă spun că în ceea ce privește libera circulație, noi n-am reușit încă să pătrundem în Schengen și pe bună dreptate, pentru că Marea Britanie a ajuns la concluzia că ea trebuie să suporte asistat social veniți din România, care n-au contribuit cu absolut nimic la bugetul de stat al Marii Britanii, că acești oameni veniți din România care percep asistență socială nu vor să muncească, n-au muncit și nu muncesc, nu omul de rând și nu omul muncitor și cinstit se duce să cerșească această asistență socială. Și acum, bineînțeles că am observat că va avea loc un referendum, exact, în Marea Britanie va hotărâ dacă rămâne. Aici vreau să comentați pentru că este dureros. Sigur că da. Dacă Marea Britanie iese din Uniunea Europeană, va crea un precedent. Ori acest precedent va putea fi urmat și de alte state. Și sigur că atunci, eu vreau să vă spun că eu nu mă uit la mine, pentru că fiți convins că și atunci eu voi ajunge în Marea Britanie dacă voi vrea să ajung. Da. Și sunt ferm convins că se va întâmpla lucru. Dar sunt oameni care nu vor putea să ajungă pentru simplu să muncească ca dulghier, exact, ca agricultor, ca menajer, exact, ca XXX. Exact, nu întruneți ca oameni care acolo ar putea să-și câștige o pâine, exact, pentru el și pentru familia lui. Și oameni foarte serioși, atenție, încă o dată vă spun, 90% din cetățenii noștri care lucrează în afara granițelor țării sunt oameni extraordinar de serioși. Și pentru ei nu e niciun impediment să stea, să locuiască, să-și creeze familii, să-și înființeze acolo și au făcut societăți comerciale, sunt unii profesori, lucrează în medicină, sunt asistente, care sunt extraordinar de bine cotate la nivel și european și foarte căutați. Dar în sfârșit, acest 10% decimă tot ce fac acești 90%. Ce puteți face cu acești 80% dumneavoastră ca viitor parlamentar? Ce puteți să propuneți? V-am zis ca să fiți în armonie cu spațiul european și mai mult decât atât să diminuăm, să spunem, această aversiune a Marii Britanii față de anumite categorii de cetățeni români, bulgari și alte. Lucrurile sunt foarte simple, încă o dată vă spun, și oamenii care săvârșesc infracțiuni, așa cum v-am spus, cu violență și cu intenție directă în țările europene sau în alte state ale lumii, le pui interdicție 15 ani de zile și cu asta basta. 15 ani nu mai pleci din România. De ce? Pentru că, uite, ai denaturat
dat imaginea acestui stat în lume și ai pentru tine și ceilalți români, bineînțeles, că își trag ponoasele deoarece că, datorită faptului că sunt priviți ca și tine, ca un infractor de rând. Și atunci sunt ferm convins că și-ar pune de 200 de ori întrebarea dacă iese afară, dacă se comite o infracțiune sau pleacă cu un contract de muncă sau pleacă să lucreze corect, să-și aducă banii pentru familiile lor. Vă rog. Aș vrea să vă mai spun un lucru foarte grav. Se discută și se vehiculează foarte mult că România va trebui să primească 6.000 de imigranți. Deja au sosit parcă 18. Da, un prim număr de imigranți a sosit și deja... La Galați. Da, am văzut că frumusețea evenimentelor, primii 18 sosiți, deja deranjează oamenii din Galați, deja fac gălăgie și în sfârșit oamenii nu sunt mulțumiți de venirea acestora. Domnii mei, serviciile străine de spionaj, adică ale Marii Britanii, ale Germaniei, ale Franței și chiar ale României, au tras un semnal de alarmă că printre aceștia se află foarte mulți, foarte mulți teroriști care pătrund sub acest acoperiș în țările europene. Și că spațiul Schengen, prin această primire este amenințat. Și prin acest exces de zel al Angelei Merkel, eu vă spun la modul serios, eu nu contest că acești oameni trebuie ajutați. Eu nu contest că acești oameni trebuie la un moment dat feriți din calea războiului din țările în care fac parte, pentru că ei n-au nicio vină că niște imbecili și niște nenorociți, ca să le zic așa, au promovat sau mențin această stare tensionată și de război pentru nimic, pentru că nu există o luptă acolo pentru un țel, doar pentru o supremație care să fie șef în zona siriană. Și atunci sigur că oamenii trebuie ajutați, dar ajutorul nu este acela de a-i lua și de a-i băga pe toți în Franța sau în Germania sau, eu știu, în Slovenia, în spațiu european. Nu, am putea să, foarte frumos, să-i cantoneze într-un anumit spațiu pe toți. În zona Arabiei. În zona Arabiei, sigur că da. Acolo sunt indigeni, acolo știu obiceiurile, pot să trăiască acolo. Au aceeași cultură, au aceeași limbă. Și vă mai spun încă o dată, ia imaginați-vă că mâine în Târgu Jiu s-o lăsa ducă, s-a vehiculat. Da. Va aduce 3.000 sau 5.000 de sirieni. Da. Și va încantona acolo. Păi obligatoriu trebuie să le faci biserică. Da. Obligatoriu trebuie să le faci școală în limba lor, chiar dacă vrei să înveți. Păi n-am prea reușit noi să învățăm pe unguri în 25 de ani. Că acum văd că vorbești tot în maghiară și vor școli. Va trebui să le creezi infrastructură, pentru că așa spune Uniunea Europeană. Să le creezi la o majorități sau la minorități, să le creezi posibilitatea să învețe în limba lor, să le creezi posibilitatea să se roage în limba lor, ceea ce, din punctul meu de vedere, ar fi și normal. Dar încă o dată vă spun că va fi, pentru Europa va fi un semnal, este un semnal negativ. Europa va avea consecințele negative al acestui import masiv de cetățeni din Siria, Iran și Irak și veți vedea că peste 3 sau 4 ani de zile repercursiile vor fi foarte dure. Pentru că nu va dura mult și o să vedeți că cei din trupele ISIS care s-au infiltrat în anumite zone vor încerca să creeze debușee, să creeze premisele unor explozii, să creeze premisele unor accidente și așa mai departe. Să ne amintim de băiețul acela din Craiova care a fost racolat, știm, și era pe punctul de a-și distruge chiar familia. Categoric. Maestre, vreau să punctăm în cele 10 minute care mai avem la dispoziție în această după-amiază câteva aspecte legate de aceste motoare turate la maxim ale tuturor formațiunilor politice care își pregătesc candidații, aruncă multe candidații, răzgândesc, caută alți candidații, fac colaborări, înțelegeri preelectorale. Cum vi se pare? Nu a debutat cam prea devreme, maestre, această campanie? Comparați-o cu 2012, cu 2008, cu 2004, cu cei 26 de ani de campanie electorale, chiar cu anul 90, când 78,92% dintre oameni stăteau la col să voteze. Vă rog. Da, domnul Covici. Campania a debutat cam prematur, ca să zic așa, prea devreme. Vă rog. Dar a debutat prea devreme pentru că trebuie să înțelegeți un lucru. Partidul Social Democrat a înțeles că pierde foarte mult teren și că face și va face tot ce stă în putință ca să-și mențină cât de cât influența în anumite zone, pe unde le mai au, pe aici, pe acolo. De asemenea, și partidele de opoziție, respectiv Partidul Național Liberal, care este principalul partid de opoziție, a înțeles că este pe un trend bun, a înțeles că oamenii vor o schimbare și, de asemenea, și-a turat motoarele la maxim și a început în teritoriu, pe aici, pe acolo, ca să se facă cât mai auzit și, sigur, să inspire și să insufle cetățenilor ideea de a veni la putere, ideea de a guverna această țară.
Și de asta spun eu că, deși în luna iunie sunt alegerile, s-a plecat deja cu campanie electorală, oamenii au ieșit deja la bătaie, sunt din toate partidele purtători de cuvânt și oameni care aduc în spațiu public tezele și ideile partidelor, sunt oameni care ia atitudine pentru cei care, sigur, din opoziție nu poți face altceva decât să iei atitudine pentru cei care greșesc, și atunci asta poate fi comparată cu o campanie electorală începută cu mult înainte de luna alegerilor. Cum vedeți asta, această confruntare electorală în raport cu campaniile trecute? Și vreau să o priviți ca și analist, vă rog încă o dată să nu vă puneți roba de politician, și să fiți analist și să vorbiți în comparație cu campaniile trecute. Comparativ cu campaniile trecute, campania de anul ăsta va fi una mult mai drastică și la nivel local. Să și ne explicați. Da, și va fi una mai drastică și la nivel local, pentru că asta va da trendul campaniei din luna decembrie, campaniei pentru senatori și deputați. Iar în luna iunie acestui an, pentru alegerile locale, se va da, cred că va fi cea mai puternică campanie după 1989. Și spun că va fi cea mai puternică campanie pentru că sunt două puteri aflate sensibil egal, deci aproape egal, sigur cu targetele mai mici sau mai mari în anumite sfere de influență ale județului Gorj, și o să mă refer strict la județul Gorj. Și ca să-și mențină supremația, oamenii vor trebui să facă tot ce le stă în putință pentru a-i convinge pe cetățeni că ideile lor sunt cele mai bune, că politica promovată de unul sau altele dintre partide va fi și în interesul cetățeanului, va conduce spre o mai bună bunăstare acestea. Și de aceea vă spun eu că mai devreme sau mai târziu oamenii își vor da seama și vor realiza că o schimbare politică majoră în ceea ce privește județul Gorj și Oltenia în principal și aducerea Partidului Național Liberal la putere va crea aceste premize ale unei dezvoltări durabile, aceste premize ale dezvoltării locurilor de muncă, va putea și regiunea Oltenia să se laude peste o perioadă oarecare de timp, să zic așa, o jumătate de an, un an, că se vede ceva, că se pune ceva în loc, că investitorii și-au dat seama că sunt oameni serioși la conducere și că pot să își creeze locuri de muncă, pot să aducă în discuție pentru ei, pentru familiile lor, pentru oamenii din județul Gorj, că pot să creeze locuri de muncă și astfel, creind locuri de muncă, să ne putem aduce înapoi cetățenii plecați peste hotare. Puteți aduce măcar, să spunem, din cei spunea o statistică, am auzit-o la Radio București în weekendul acesta, spunea că aproape 8 milioane de români muncesc afară. Puteți acest lucru, ce dumneavoastră ca nouă clasă parlamentară, să spunem așa, veți putea aduce măcar un sfert dintre ei în 4 ani de parlamentarism? Domnul Nicu, nu, statistica este ireală. Aproape 4 milioane de români se găsesc în afara granițelor țării astăzi. Unii care muncesc cu contracte de muncă sau stabiliți în străinătate, care înseamnă pe undeva pe la 1.700.000, și unii o clasă tranzitorie care se duc muncesc 2-3 luni, 4 luni, 5 luni, în funcție de cum găsesc și se reîntorc în țară, și bineînțeles că toți acei bani... Un fel de sezonie. Sigur că, dar toți acești bani sunt aduși înapoi și trebuie să avem și respectul mare pentru ei, pentru că 10% din PIB-ul României este consolidat și este adus la bugetul consolidat al statului de către acești oameni. Și atunci trebuie să ne referim totuși per total la acești aproape 4 milioane de oameni care sunt plecați în afara granițelor statului, care muncesc fie că definitiv sau sezonier, și să creiem premizele pentru toți acești 4 milioane de oameni. Nu trebuie să ne gândim că trebuie să creăm locuri de muncă pentru 50 sau pentru 100, trebuie să găsim să găsim soluția dezvoltării durabile a acestei țări, pentru ca în următorii 3 sau 4 ani de zile societatea să se dezvolte atât de puternic încât să lansăm un apel disperat la oameni să se întoarcă să muncească în România, pentru că ar fi locuri de muncă și n-am avea muncitori. De asta spun că acolo trebuie să se ajungă, să ne ducem oamenii înapoi acasă, să ne ducem copiii plecați peste hotare înapoi acasă, iar cea mai mare parte, pentru că să fiți convins că o mare parte nu vor mai putea fi aduși niciodată, deoarece sunt oameni care și-au găsit joburi acolo, și-au făcut familii, case. Și atunci sigur că nu se vor mai întoarce. Apropo de asta, vorbeam cu un senator din Parlamentul Moldovei Sovietice și îmi spunea domnul avocat, îl întrebam, domnule, dar de ce atâția ruși în Moldova noastră sovietică? Și spune, domnule, este un fenomen natural. Armata 14, fiind cantonată pe teritoriul Uniunii Sovietice, bineînțeles că de la Moscova, odată cu Armata 14, a venit și câteva mii de ofițeri și subofițeri.
Oamenii au stat aici, normal că în 35 de ani s-au căsătorit și au făcut familii, copii și e firesc, sigur că fiind ruși să se dezvolte odată cu ei și limba rusă și să se întemeieze familii rusești. Și de aia s-a creat o așa ambiguitate încât sunt foarte mulți ruși în Moldova noastră sovietică. Așa se va întâmpla și acolo, sigur că românii plecați peste hotare și-au creat familii, și-au întemeiat familii, au vorbit limba oficială a statului respectiv, copiii lor încep să cunoască tot mai puțin limba română. Și aici trag un semnal de alarmă și este bine ca cei plecați peste hotare și care au ideea de a rămâne acolo, totuși să-și învețe copiii că limba maternă și limba naturală și cea mai frumoasă limbă, spun eu, este limba română și ar trebui să cultive acest, cu interes acest, și să elimine impedimentul ca copiilor să nu vorbească limba română. Deci mai vreau să vă spun că aș fi tare fericit ca peste 4 ani de zile să pot să stau la aceeași masă cu dumneavoastră și să vă spun, domnul Nicu Covaci, uite, în județul Gorj și în jurul orașului Târgu Jiu a apărut ca... Dumneavoastră parlamentari, da, ați reușit să ca într-un oraș mic, de exemplu, ca Nalba sau ca Sebeș, da, au apărut 20 de întreprinderi noi și uite, 2500 de oameni sau 10.000 de oameni sau 11.000 sunt Dumnezeu astăzi șomeri în Gorj, pentru că numai la agenție de șomaj sunt înregistrat 11.000 de șomeri astăzi și au găsit locul de muncă în județul Gorj și n-au mai plecat în altă parte. M-aș bucura din suflet să pot să comunicăm și să aducem în atenția opiniei publice peste 4 ani această veste de succes, ca să zic așa. Să dea Dumnezeu să mai avem 2 minute și jumătate, maestre. Vreau să vă mai spun, mi-a rămas un mesaj în minte trimis pe adresa noastră după emisiune cu dumneavoastră și spunea un cetățean, evident, mai în vârstă, spunea că și-ar dori să mai audă un politician spunând ca Petru Groza în 48, în toamna, iarna lui 48, dragi români, din păcate avem mai multe locuri de muncă decât oameni. Da, s-ar putea întâmpla și... Iată, cum comentați acest mesaj pe ultimele 2 minute și jumătate? De-a lungul istoriei, fenomenele au fost împărțite și... Iată, oamenii se întorc cu duioșie, cu speranță spre vremurile trecute. Sigur, dacă până în 1940 locurile de muncă și sărăcia în România era ridicată la rang de mare artă, odată cu venirea Partidului Comunist, și trebuie să o recunoaștem, indiferent că vrea cine vrea sau n-a citit istoria, odată cu venirea Partidului Comunist la putere, primul lor țel, ca să zic așa, dar luat în serios, a fost dezvoltarea infrastructurii a mijloacelor de producție și într-un decurs foarte scurt, ca să zic așa, s-au împrumutat 20 de miliarde de dolari și în 10 ani au umplut țara asta de fabrici și uzine. Și le-a dat la oameni mijlocul existenței. Sigur, le-a creat mijlocul existențial și mai mult decât atât, le-a creat posibilitatea unui loc de muncă stabil. Dar mai mult decât atât, le-a creat și premizele unei case, pentru că știm foarte bine că acele blocuri de locuințe de prin toate orașele erau date tuturor muncitorilor care, contra unei chirii modice, puteau să locuiască, să-și plătească utilitățile. Mi-amintesc că părinții mei plăteau 50 de lei pe lună la două camere. Tocmai de asta spun. Era o sumă 50 de lei, la vremea aceea era o sumă insignifiantă. Nu trebuie să fim nostalgici, nu trebuie să cultivăm ideea că pe timpul lui Ceaușescu a fost extraordinar de bine. Dumneavoastră comentați cu acuratețe, cu realism, vă rog. Dar eu sunt un tip realist și trebuie să recunoaștem lucrurile bune unde sunt. S-au făcut spitale, au avut acces la tratamente oamenii, că mai primitam un mesaj tot la un vârstă care spunea că în anii 40 se murea de tifos, de diaree cronică. Sigur că boli care astăzi sunt la îndemâna oricare om să-și cumpere o pastilă și să scape, să nu... Dar mai mult decât atât, atenție, tratamentul medicamentos, internarea medicală și învățământul erau gratuite de la cap la coadă. Și când spun de la cap la coadă, înseamnă că începând cu grădinițele și terminând cu facultățile, tot ce însemna elev și student făceau cursuri gratuite. Cărțile erau gratuite, manuale școlare erau gratuite și în ceea ce privește sfera medicală, toată asistența medicală era gratuită de la cap la coadă. Oare de ce nu putem face lucrul ăsta și astăzi în România? Ce ar impieta să putem să avem o generație sau o nouă generație de copii care să fie foarte, din punct de vedere medical, foarte sănătoși? De ce n-am putea să avem copii care să aibă acces la studii, indiferent dacă părinții lor au avut posibilitatea să aibă sau să n-aibă sau servici? Nu poate să coboare din vârf de dar pentru că n-au mașini, că e nu rău. Sigur că da. Sau nu poate să-și ia haine sau nu poate să-și cumpere un caiet. Ba da, eu cred că s-ar putea crea premizele și oferi șansa fiecărui copil, indiferent din ce cătun e și din ce familie provine, să poată să învețe. Mai avem un minut, maestre, și înainte de a ne lua rămas bun, vă pun o întrebare și să adresați și un mesaj. Doamnelor, îmi permis să adresez și eu tuturor doamnelor, domnișoarelor, soției mele, mamei mele,
bunicii mele și tuturor femeilor care reprezintă eternul frumos al vieții noastre, un om martie cu sănătate și cu speranță, maestre până la urare, vă rog. Spunea cineva într-un mesaj, domnule, să avem locuri la facultăți și licee câte e nevoie pe piața muncii, să nu mai existe o grămadă de oameni cu diplome care nu au sau stau în spatele părinților. Vă rog. Nu, atenție, este deplasat acest argument, pentru că și în țările europene sunt mulți mai mulți oameni școliți decât locurile oamenilor care posedă o diplomă. Nu este de rău augur ca oamenii să aibă o pregătire, chiar dacă lucrezi ca muncitor și ai terminat, eu știu, ingineria aeronautică sau inginerie siderurgică. Nu știu, siderurgică, să nu credeți dumneavoastră că prin facultatea aia s-a trecut și omul ăla n-a rămas cu nimic și nu-i va ajuta chiar și acolo ca muncitor. Ba da, poți să ai trei diplome în buzunar, să lucrezi ca muncitor o perioadă de timp. Și poți să câștigi foarte bine. Și poți să câștigi foarte bine. Ba din contră, ești performant, ești un om educat, ești un om. Asta, sigur, că este un excedent într-adevăr. De exemplu, numai regiunea Oltenia se produc anual, eu știu, 2500 de juriști și de fapt sunt 3 locuri. Acum s-au mai împuținat pentru că n-au mai mers nici la fără taxă, am văzut. Da. Dumneavoastră sunteți și cadrul asociatului universitar și știți mai bine sigur pulsul ăsta. Da, sigur că da. Aș vrea să spun final și vă rog, pentru că suntem chiar la final. Da, suntem chiar la final și cu ocazia zilei de 8 martie aș vrea să transmit tuturor doamnelor și domnișoarelor din județul Gorj și nu numai din întreaga Oltenie și din întreaga țară, sigur mamei mele, fetelor mele, soții, un călduros la mulți ani și tot ce își doresc în viața asta și sigur să fiu optimistic, eu sper și dumnealor trebuie să fie alături de noi și să, împreună cu dumnealor, să creăm un viitor mai bun. Mulțumim, maestre, sărbători frumoase, și doamnelor, și noi să fim cu toții mai încrezători și mai buni, să spunem.